startul vreau să vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați primit la dumneavoastră în fermă. E o plăcere să stăm de vorbă, să discutăm despre problemele agriculturii, probleme pe care unii le au și au soluții pentru a le depăși, alții sunt încă nepregătiți, n-au toate mijloacele necesare. Întâi de toate, aș vrea să discutăm despre condițiile meteo, pentru că la dumneavoastră precipitații au fost suficiente, chiar mai mult decât ați fi avut nevoie, spre deosebire de fermierii din zona de sud a României, unde ploile nu au venit la timp sau poate că nu au venit deloc. Este adevărat, munca producătorului agricol se confruntă cu foarte multe neprevăzute și anul trecut, pe vremea aceasta, aveam secetă, acum pot să spun că avem exces de precipitații și când spun lucrul ăsta, mă gândesc la faptul că pe toată perioada anului 2017, în zona noastră din vestul țării, s-au acumulat 375 de litri pe metru pătrat. La ora la care vorbim, vă pot spune că deja cei 375 de litri s-au acumulat de la 1 ianuarie până în prezent. Deci cât a plouat anul trecut tot anul, atât avem noi în lunile acestea. Sigur că un ochi râde și altul plânge. Plânge ochiul care așteaptă și am început recoltatul orzoaicei, cei care au orz au început și ei și din cauza timpului nefavorabil, din cauza ploilor, de marți și azi este vineri, noi nu am mai scos combinele și să mai recoltăm un metru pătrat. Pe partea cealaltă, culturile de primăvară arată ca în sistem irigat, fiind vorba aici de porumb, cultura porumbului, a soiei, a floarea soarelui, se prezintă foarte, foarte bine, cu toate că în primăvară am avut o perioadă de vreo 3 săptămâni de zile de mică secetă și unde terenul a fost mai greu și adâncimea de semănat n-a fost uniformă, au fost probleme cu răsărirea culturilor despre care v-am vorbit, dar ploile au refăcut. Deci culturile această dată sunt încheiate. Nu mai mi-aduc aminte de câți ani, și sunt foarte mulți, când, de când nu am văzut un porumb înflorit în luna iunie. Noi suntem astăzi în 15, cu toată certitudinea, în jurul datei de 20 iunie, vom avea porumbul înspicat, așa cum se știe în popor, deci unde va avea loc înflorirea porumbului și aceasta ne face să gândim și să sperăm că anul acesta, în vestul țării, va fi o producție corespunzătoare de porumb, floare și soia, cu gândul și dorința de a ne feri Dumnezeu, eu știu, de o grindină, cum s-a mai întâmplat în alte localități ale județului Timiș și unde oamenii sunt disperați, pentru că noi fermierii, acum suntem și noi dotați cu telefoane performante și ne trimitem poze unul celuilalt, ne încurajăm. Pentru alții, ce să vă spunem, dacă n-au făcut asigurări, firmele de asigurări se bucură când le dai banii și pun tot felul de condiții atunci când trebuie să facă evaluarea pagubei și așa mai departe. Deci, o muncă enorm de grea. La ora la care discutăm, afară plouă și plouă torențial, și mă gândesc că din 83 de hectare de orzoaică de toamnă, contractată cu firma Sufle, n-am reușit să iau decât 35. Mai puțin de jumătate. Cu o producție, a fost în jur de 6100 de kilograme, 1000 de kilograme rămâne pe câmp pentru că a fost cultura culcată, căzută. Paiul de orzoaică să știe că este putrezește în momentul în care a ajuns la maturitate și pierderile vor crește foarte, foarte mult în zilele următoare. Și să sperăm că se va opri aici ploile, pentru că în vestul țării nu ar mai fi nevoie cel puțin pentru o perioadă de 20-25 de zile. Da, vom vedea. Evoluția meteo este că vom avea parte de ploi și în zilele următoare, măcar să fie liniștite, fără vânt, vijelii și fără grindină. Bun, aș vrea să-mi spuneți cum stați cu producțiile, dacă
ați apucat să faceți așa o estimare? Păi, prima cultură la care am început recoltatul, vă spuneam, este cultura orzoicei, o producție mai mică decât cea de anul trecut, și cantitativ și calitativ, pentru că am început să o livrez la firma cu care am contract. Deci dacă anul trecut am făcut 7600 la această cultură, anul ăsta mă voi bucura dacă va fi undeva la 6 tone pe hectar. Cultura grâului arată la fel de bine ca anul trecut, dar până când nu avem în magazie, putem să facem așa o estimare, că ne-am făcut-o ca orice om care investește în agricultură și vrea să își recupereze investiția prin evaluarea producției. Zic eu că va fi o producție undeva între 7.000 și 8.000, o producție, zic eu, normală la cheltuielile care le-am făcut pe fiecare hectar, dar să avem condiții de mediu prielnice, să fie terenul tare, să nu fie, că la noi în vest apar băltirile fiind pe o zonă cu terenuri grele unde conținutul de argilă este undeva între 25% până la 35%, și dacă lucrurile se vor derula în condiții bune în ceea ce privește recoltatul, cred că vom face o producție bună pentru acest an. Prețurile s-au mai mișcat puțin în sus față de anul trecut și să sperăm că vom avea satisfacție la cultura de grâu și cea de rapiță. Rapița este mai mult culcată, da, ce să facem? Vedem ce va fi și cum va fi în ziua. Prețurile cum sunt? Prețurile față de anul trecut la aceeași dată, nu știu, datorită inflației sau datorită influențelor pe plan extern, au crescut. Și când spun lucrul ăsta, orzoaica, mă rog, iași cam păstrează același preț undeva la 65-67 de bani, orzul de la 55 a ajuns la 60 în zona noastră. Dar inputurile n-au crescut? Ba, au crescut, sigur că da, toate și au crescut. Și atunci se recuperează diferența asta, se compensează? Se compensează. Se compensează, mai rămâne ceva, dar nu mult. Nu mult. Și nu, eu cel puțin nu mă pronunț, nu sunt nici adeptul contractelor future, până când producția nu este în magazie, consider că nu mi-aparține. Și atunci mă feresc să fac înmulțiri și adunări. Așa, estimativ, vă spun că totuși ar fi producții bune la rapiță, producții bune la grâu, dar să putem să le recoltăm în condiții optime, la timp ca să nu se deprecieze calitatea. La rapiță, știm, uitați, chiar în ieri a trebuit să mai fac încă o cheltuială în valoare de 120 de lei pe hectar, care nu era prevăzută, dar văzând timpul cum se derulează și excesul de precipitații și vânt, a trebuit să dau un adjuvant, cu un lipici, cum zicem noi agronomii, pentru a preîntâmpina deschiderea silighivelor și prin aceasta creșterea pierderilor prin scuturare a culturii de rapiță. Este un an, zic eu, destul de dificil, pentru că sper să nu se repete ca și ce am trăit în 2016, pentru că eu țin evidența la fiecare, pe fiecare lună în parte, a cantităților de precipitații și a fenomenelor meteo așa mai deosebite. Eu știu, în lunile lidiare, dacă apare curcubeul sau dacă a bătut vântul sau fluctuația de temperatură zi-noapte. Și aș putea să dau un exemplu în acest sens. În luna iunie 2016, în zona în care ne aflăm, au plouat 175 de litri. În iunie 2018, până la această dată, avem 85. Sper să ne oprim aici și cel mult să ajungem la 100. Dar nu mai mult, pentru că se depreciază calitatea grâului, cresc pierderile, recoltatul iar va fi foarte greu. Și la orzoaică am început cu unele probleme, cu trebuie să mergi cu masa de recoltare a combinei razant cu solul, mai sunt unele ridicături, se lipește, cresc consumurile de motorină. Da, asta e viața noastră, asta e laboratorul în care ne desfășurăm activitatea.
Domnul Buzat, vreau să discutăm și despre politica agricolă comună ce urmează a fi pusă în practică după 2020. Ați văzut cum se pun în discuție problemele fermierilor, dacă plafonarea asta, ca să scurtez discuția, vă înspăimântă, vă dă frisoane. Înainte de a răspunde la întrebare, mi-aș permite, tot legat de partea agricolă, săptămâna aceasta, cred că au fost vreo 3 sau 4 zile la rând, în care posturile de televiziune, cât și posturile de radio, la buletinul de știri, anunțau niște anomalii. Și eu mă întreb, ca un om care zic eu că sunt prins în realitatea fenomenului agricol, pentru că pe lângă partea vegetală știți că mai am și 20.000 de găini ouătoare și spuneam că au preluat cu toți această știre total falsă, nu o verifică nimeni sau măcar nici nu știu sursa de unde o au, că în ultimele 2-3 luni ale acestui an, cele mai mari creșteri la produsele de origine animalieră au fost la ou și la unt. Dom'le, sunt foarte mulți oameni nepregătiți. Cineva spunea, mai în glumă, mai în serios, că poporul român este popor de oi. Ciobanii știu ce înseamnă această sintagmă, că dacă una o ia înainte, celelalte să duc după ea fără să se mai întrebe, că trec prin apă, trec prin canal, trec prin foc și așa mai departe, văd că și la noi televiziunile spun același lucru. Iar eu, ca să spun la concret ceea ce se întâmplă astăzi, sau mă rog, în prima jumătate a lunii iunie a acestui an, și în lunile mai, aprilie și cât vreți să ne ducem în spate, costul unui ou, că unii se exprimă prețul de cost, păi ori e cost, ori e preț, nu e același lucru din punct de vedere economic, costul unui ou, deci cât se cheltuie cu producerea unui ou de către un fermier, este undeva la 23-25 de bani, funcție de amortizmente, funcție de proveniența furajelor, a prețurilor, furajelor și așa mai departe. Păi, în momentul în care el costă 25 de bani și noi astăzi îl vindem la alimentara, îl vindem la cofetării, îl vindem la, mă rog, la cei care desfac, la depozite, angro și așa mai departe, cu 30 de bani, cum își permite cineva să spună că în ultima perioadă sau în prima jumătate a anului 2017 s-a scumpit ouă? Când noi practic avem 0, sau 5 bani, ca să nu mă exprim în lei. Sau dacă e să mă exprim în lei, 0,05 lei, care înseamnă 5 bani. Deci este o știre total falsă. Și pe mine ca producător, pe mine mă deranjează lucrurile astea care sunt total neadevărate. Sigur, nu este singurul adevăr neadevăr care se spune vis-a-vis de agricultură. Nu spun nimic despre prețul unui kilogram de unt, pentru că nu sunt producători de lapte din care să se extracă, aia poate să spună procesatorii de lapte. Dar este total fals. Dumneavoastră aveți un post de televiziune cu o frecvență foarte largă pe teritoriul României, prinde foarte bine la producători, prin calitatea emisiunilor care le faceți și, domnule, trebuie să se știe și puteți să întrebați pe cine vreți, să întrebați, eu știu, firma Tonelli, care are peste 1 milion de găini. Cum să crească prețul? Abia, deci, e un produs vandabil, e un produs alimentar foarte necesar omului, dar este un produs ieftin. Deci, știrea este total falsă. Și acum să revenim la întrebare. Eu am un of de vreo 5 ani de zile, de când harta județului Timiș s-a împărțit de nu știu cine, oricum, tot oamenii în domeniul agricol, în două categorii. Într-o zonă cu condiții nefavorabile de mediu, cu condiții restrictive, ca să folosesc termenul adecvat, și restul județului. Și zona cu terenurile cele mai fertile ale județului le-a băgat în această zonă defavorizată, ca să vorbesc pe înțelesul tuturor, iar cei care sunt cu terenuri proaste, cu băltiri, cu canale de desecare, ne-au lăsat în afara acestei zone defavorizate.
Am întrebat de la Direcția Agricolă, APIA și până la Ministerul Agriculturii să-mi spună și mie la un agronom din ăsta care muncește de 33 de ani în agricultură minim 3 condiții pentru care s-a făcut această departajare, această discriminare, această delimitare, pentru că nu este de neglijat, vă informez, că cei care sunt în zona asta defavorizată, cu toate că ei sunt favorizați prin calitatea terenurilor care le au, dar nu sunt de vină producători agricoli, să fie bineînțeleși. Îți devine cei care s-au jucat cu creionul, cu pixul sau cu ce pe harta județului Timiș, nu cunosc situația în alte județe, bănuiesc că este aproximativ la fel, știu ceva de la vecinii din Arad, care tot așa, zona Curtici, este considerată zonă defavorizată, unde să știe că este cel mai bun teren al județului Timiș, al județului Arad, pardon. Nu este vină domnul Muscă, nu este de vină Cai Curtici sau cineva de acolo, pentru că s-au trezit și ei cu această pomană. De ce? Pentru că la fiecare hectar, pe lângă subvenția pe suprafață, se mai adaugă, datorită poziționării, încă 60 de euro pe hectar. 60 de euro pe hectar să-i primești la câteva sute sau mii de hectare, într-un an de zile poți să ții o combină, numai din această diferență care s-a creat. Plus că, dacă societatea funcționează pe un asemenea areal, este avantajată la accesarea fondurilor europene. Deci, programul acesta, 2015-2020, deocamdată ăsta e bătut în cuie, mie mi s-au date niște răspunsuri lapidare, că nu toată țara trebuie inclusă, că o să studiem, să vedem pe unde este adevărul, au aruncat-o la Academie, ce să facă Academia să vină să delimiteze geografic zona productivă de zona mai puțin productivă sau foarte productivă. Deci răspunsul este tot în branșa, pe linia Ministerul Agriculturii până la APIA. APIA este care execută și dă bani. Un alt of mai vechi al meu este legat de legea 17 privind circulația juridică a terenurilor agricole, în care, mă rog, zona în care ne aflăm, au delimitat-o, că, spunând acolo la un articol, că dacă se află la o distanță de până la 50 de kilometri de granița României, cum e cazul nostru, granița cu Serbia, orice tranzacție, orice vânzare, cumpărare de teren, trebuie să treacă prin aprobarea Ministerului Apărării Naționale, lucru care se îngreunează enorm de mult. Pentru că omul care ajunge să-și vândă ultima speranță, ultimul petec de pământ, moștenirea de la părinți pe care ar trebui să o transmită mai departe la copii, dar fiind, eu știu, înghesuit de niște datorii sau probleme existențiale, să-și cumpere o casă, o mașină și mai departe, apelează la ultima rezervă și își vinde pământul și apare, sigur, o mare nervozitate în ceea ce privește termenul de așteptare, pentru că indiferent că vinzi o jumătate de hectare sau că vinzi 10 hectare, cel puțin 3 luni de zile durează chestia asta. Iar la fel, în urma unor discuții, am primit promisiuni că lucrurile astea se vor rezolva. Bineînțeles, tot ceea ce este urât și murdar la noi, în domeniul agriculturii, zice, domnule, așa am primit de la Bruxelles. Un alt exemplu, care datează din luna octombrie a anului trecut, la cultura soiei să nu mai folosim pesticide. Păi cine crede, mă refer doar la bătrânul continent, mă gândesc la țările membre UE, poate să producă 3.000-4.000 de kilograme de soia la hectar fără să folosească pesticide. Deci s-a văzut că totuși soia a început să prindă și oamenii care sunt meseriași cultivă, cu toate că este o cultură extrem de dificilă datorită sensibilității la îmbuironenare, și după 3 ani de zile zice, domnule, nu mai, hai că trebuie să schimbăm, să nu mai fie și zie zonă de interes ecologic, nu să mai fie și una și alta, dacă vrei să fie zie, trebuie să cultivi altceva unde este o păcăleală cu acest zie, în sensul de a cultiva culturi verzi
și de a le îngropa, a le distruge după aceea, a le mărunți cu discul prin care se pierde apă, se pierde timp, motorină și așa mai departe. Și au luat soia, repet, tot pentru faptul că a văzut că totuși producătorii români în zonele de favorabilitate știu să producă un 3 tone de soia la hectar, hai să punem și aici o barieră. Deci programul ăsta ne avantajează, dar eu zic că are mai multe dezavantaje privind politica asta de subvenționare a agriculturii, pentru că la noi încă nu s-a făcut, încă nu suntem pe picior de egalitate cu fermierul francez, cu fermierul german, cu fermierul portughez sau spaniol sau italian. Nici vorbă de așa ceva și nici nu cred că se va ajunge vreodată să ajungem, deși s-au liberalizat, granițele nu mai există, comerțul s-a liberalizat, să plimbă fără taxe, vamale, fără nimic, marfa și mai departe. Deci ăștia sunt câteva din exemplele care vi le pot oferi la această dată, care îmi vin în minte și care sigur că ar trebui rezolvate de cei care conduc țara asta noastră. Adică, doamne, nu orice neputință a noastră o dăm pe seama Bruxellesului. Eu nu cred că este așa. Eu nu cred că este așa. Refuz să cred lucrurile ăștia. Nu știu cine le face. Oricum noi le facem. Românii nu ni le dă nimeni să asta și lucrurile merg, zic eu, într-o direcție greșită în domeniul ăsta, pentru că vă mai dau un exemplu. Am vrut să fac anul trecut un proiect pe fonduri europene. Și m-am dus la consultanții cu care am lucrat până acum și mi-au spus, domnul Buzato, aveți 4 handicapuri. Am făcut ochii mari, m-am întrebat, domnule, care sunt? Hai să vedeți, eu știam că n-am niciun handicap. Și au zis, aveți. Aveți unul pentru că ați mai făcut proiecte și pentru care nu mai primiți 5 puncte. Al doilea, ați trecut bariera celor 40 de ani, sunteți un fermier îmbătrânit, nu mai primiți alte 5 puncte. Nu sunteți în zonă defavorizată, nu mai primiți alte 5 puncte. Și 4, care iarăși mi se pare o piedică în calea dezvoltării agriculturii românești, este limitarea suprafeței la maxim 300 de hectare. Deci dacă s-a constatat că prin cele 5 legi ale fondului funciar, 5, le câte știu eu, de la legea numărul 18 până la legea 267, au văzut că totuși românii, prin inventivitatea lor și prin hărnicia de care i-au dat dovadă, au reușit să comaseze terenurile, au reușit să pună mâna pe fonduri europene, au reușit să ia combine și tractoare performante, acum au zis, domnule, nu, hai să venim iară să tăiem, hai să venim iară să împiedicăm, să nu acceseze, să nu se dezvolte, că prea repede au reușit să unifice cele 10.000 de hectare în exploatații de ordinul a sutelor sau a miilor de hectare. Și toate aceste 4 capitole care vi le spuneam, ori 5 puncte, 20 de puncte. Am făcut calculul, deci la 60-65 de puncte, câte aș fi putut eu să realizez pentru reînnoirea parcului de tractoare și mașini agricole, nu mai ajungeam la bani. Și a trebuit să iau credit de la bancă, să mă duc să-mi cumpăr un tractor performant de 300 de cai, de care aveam neapărat nevoie. Sigur, cu prețul integral, pe când dacă aș fi putut să accesez fonduri europene, era acel procent de 50%, era aportul de care mă bucuram și așa cum le-am făcut pe celelalte și pentru care m-am dezvoltat și sunt și fac agricultură, o agricultură de plăcere și o agricultură, zic eu, performantă, ținând cont de nivelul producțiilor realizate în decursul anilor. Iată, ăștia sunt probleme care poate că cineva care nu e în domeniu sau care este în domeniu, ce tot să plânge ăla de la Becicăreg la 16 km de Timișoara, că nu-i bine aia, că nu-i bine aia. Domnule, ăștia sunt problemele care le spun eu, dar sunt probleme generale, nu sunt probleme personale. Sunt probleme generale ale producătorilor agricoli din vestul țării. Plafonarea asta la 100.000 de euro vă descurajează mai tare? Păi foarte tare, ce poți să iei de 100.000 de euro? Asta înseamnă trebuie să ai o microfermă, eu știu, de 100.000 de hectare, 100.000 de euro, poți să iei un tractor de maxim 150, maxim 200 de cai, dar un tractor nu de firmă. Deci un tractor așa mai de mâna a treia, pot să spun. Cu ce să te poți, păi și ce faci cu tractorul? Îl folosești pe post de bicicletă? În spatele tractorului trebuie să vii cu mașinile agricole.
Și atunci mai tai de la tractor și ajungi la tractor la 100 de cai. La 100 de cai este mai puțin mai mare decât tractorul fostul nostru, tractor, celebrul tractor de la uzinele Brașov, U650. Cea mai proastă scolă care s-a chinuit atâtea generații de mecanizatori. El era pentru distrugerea omului, nu pentru ca să vorbești de productivitate la tractorul 650. N-avea nimic. Și banii ăștia limitați la 100 de mii de euro nu înseamnă dezvoltare, nu înseamnă progres. Vă spun eu, înseamnă regres. Cu 100 de mii de euro, o să-ți dea cineva 100 de mii de euro, n-ai ce să faci cu ei, n-ai ce să cumperi la valoarea asta. Nu te-a pus să iei acum. Deci vă spun, tractoarele care sunt în zona noastră trebuie minim 200 de hectare. 200 de cai putere. Ce să faci cu tractoare mici? Tractorul mic nu mai e. Trebuie să fie un tractor multifuncțional și să ai echipamente necesare. Să ai semănătoare performantă de păioase, să ai semănătoare performantă de porumb, să ai mașină de împrăștiat îngreșăminte, să ai plug reversibil, să ai disc, să ai combinator, toate chestiunile astea. Pe ăștia, dacă toate le adunăm cu ce valori sunt, cu lățimari de lucru, unde să crească productivitatea, unde să scadă consumul de motorină. Deci, pentru mine, este o piedică. Văd că cei pe care îi invitați dumneavoastră pe la emisiunile care le faceți acolo la București sunt oameni cu funcții, dar nu știu, ori nu știu, ori se fac că nu știu problemele reale ale agriculturii românești. Deci asta este o altă piedică pentru dezvoltare. Și bineînțeles că statistic se vorbește frumos. Da, domnule, și cum nu ajutăm agricultura? Uitați ce bani le dăm. Ei nu sunt în stare să acceseze și să pună mâna pe bancă. Nu citesc, că nu știu ce. Nu este adevărat. 100 de mii de euro într-o fermă sunt bani foarte puțini că nu știi ce să iei de ei. Iei un plug și cu un disc și s-o termina banii. La 100 de mii de euro, un plug reversibil cu 5 capuri, cu 6 capuri, adică cu lățime de lucru de 1 metru jumate, 2 metri, cu un disc de 6 metri ca să se vadă ceva, eu știu, să se vadă la după 8 ore, 10 ore de lucru, că ai făcut 30-40 de hectare de disc într-o zi, că ai făcut între 8 și 10 hectare de arătură într-o zi, arătură adâncă în condițiile noastre de aici din vest. Ce poți să iei de bani? Deci nu sunt de acord cu chestia asta, pentru că practica a demonstrat că acolo unde suprafețele sunt mari, acolo crește și productivitatea muncii. Atunci acolo poți să folosești tractoare performante, de mare putere, cu consumuri corespunzătoare și încadrarea în epoca optimă, că mulți fug de această terminologie, că a fost scrisă în cărțile de fitotehnie editate înainte de 89.